dimineața tuturor, dragi reprezentanți mass media, dragi oaspeți, dragi reprezentanți UNHCR, good morning, thank you for being here, vă mulțumim că ați venit. Astăzi, reprezentantul Agenției ONU pentru Refugiați în Moldova, UNHCR, doamna Francesca Bonelli, ne va vorbi în câteva cuvinte și într-o prezentare despre ce face UNHCR în Moldova, care sunt activitățile care au fost realizate în ultimele 3 luni, mai ales cu referire la criza refugiaților din Ucraina, după care vom avea o sesiune de întrebări-răspunsuri, iar ulterior vom invita să mergeți la cafea, să vorbiți. Vreau să reiterez că suntem într-o întâlnire neoficială, nu este o conferință de presă, it's not a press conference, we are close to each other and we want to speak openly to each other. Respectiv, vă rugăm să vă simțiți liberi în a întreba, în a fi activ dacă este necesar. Ms. Francesca, as I said, we're in a free atmosphere. The representatives of Moldovan journalists are in here just to make sure that they send the messages right from you. Thank you for being today and making the presentation. If in a couple of words you can tell about yourself and after that proceed with the presentation that you have. Mulțumesc. Bună ziua, and I'm sorry that I don't speak Romanian yet. Hopefully I will learn. And welcome to everyone. And it is really precious for me to be together today, as Valor say. It is really a moment of discussion and sharing to introduce you more in deep what UNHCR is doing. What is our mission here and how we are helping the government and helping refugees in Moldova since the beginning of the war on 24th of February. Bună ziua, mă numesc Francesca Bonelli, sunt reprezentant Agenției ONU pentru Refugiați în Republica Moldova. Mă bucur să avem astăzi o discuție aici împreună, este o discuție non-formală. Din păcate nu vorbesc limba română, dar sperăm că o să vorbim împreună în curând. Eu reprezint Agenția ONU pentru Refugiați în Republica Moldova, o agenție care lucrează și își coordonează activitățile împreună cu Guvernul Republicii Moldova ca răspuns la criza refugiaților din Ucraina. I'm Italian, as you can hear from my accent, and I came in Moldova at the beginning of March when the emergency started. I work for UNHCR and more than 20 years for refugees, and I start my work during the war in the ex-Yugoslavia, where I decided that will be not just a work, but really a call, a mission, that really my commitment with my work will be to help refugees. Eu sunt originară din Italia, după cum puteți vedea după accentul meu. Sunt în Republica Moldova din luna martie și activez pentru Agenția ONU pentru Refugiați timp de 20 de ani. Mi-am început activitatea când a fost criza din Iugoslavia și a fost pentru mine o ambiție ca să lucrez pentru să ajut refugiații. And I started in ex-Yugoslavia, then I work in various operations around the world, in Afghanistan, Pakistan. I spent 12 years in Africa in various emergency, like Sudan, Darfur, Kenya, Angola, Uganda. And then I moved to our headquarters. UNHCR basis is in Geneva. And when there was the 2015 Western Balkan route, that probably you heard, when many refugees from Syria arrived on the Western Balkan, I was deployed in the Balkans to help Syrian refugees. And when the crisis also in Venezuela started, I went for an emergency mission in Brazil. Eu am participat la diverse misiuni, cum ar fi misiunile din Afganistan, din Africa, Angola, Kenya, Uganda, după asta am lucrat o perioadă în Geneva. După anul 2015, după criza refugiaților din Siria, am lucrat de asemenea în regiunea Balcanilor și în alte operațiuni. And I am part of an emergency team that we commit ourselves for the organization. Whenever there is a crisis, I can be called in 72 hours.
to be ready to go to the border, to the field where the needs are. And this is what happened to me at the beginning of March. I was called by the organization, say, please, tomorrow go to Moldova, because there are thousands of refugees coming at the border, and Moldova needs our help. So I was based in Serbia, in Belgrade. I was a representative of UNHCR there, and I packed my stuff, put it quickly in a luggage, and I came here. And since then, I'm here in Moldova. Eu fac parte din echipa de urgență. Acest lucru înseamnă că atunci când sunt sunat, în 72 de ore trebuie să ajung în țara în care este o criză. Și asta s-a întâmplat în luna februarie, după criza din Ucraina. Am fost sunat și mi-au spus că în 72 de ore trebuie să ajung în Republica Moldova, pentru că aici este nevoie de ajutorul meu. Mi-am împachetat lucrurile, pentru că eu lucrez de bază în Serbia. Mi-am împachetat lucrurile și am venit în Republica Moldova și de atunci lucrez aici. So, if it's okay for you, I can go through together to the presentation to start a little bit of an informative sharing of data, fact, and then we can open a discussion that, as Valor says, it's really, I count very much on being really a discussion and open and sharing. I would like to give you a lot of information, but also get your feedback on how is the refugees situation affecting the Moldovan population, the Moldovan society, and how we can work together to make it better. În continuare voi avea o prezentare despre datele concrete, ce face Agenția ONU pentru Refugiați UNHCR în Republica Moldova. Vom avea o discuție deschisă după aceasta, așa că vă invit să ascultați activ și să petrecem timp împreună util. You are the voice and you are the images, and through you, humanitarian messages, solidarity messages are much more powerful than when I speak alone or when we write something. So for us to work in together with you is not only an honor and a joy, but also very precious. And your role in the society, as you know, I mean, is really very crucial. So I thank you very much, all of you, for being here today and for the work that you are doing every day. Este importantă activitatea Agenției ONU pentru Refugiați, dar fără dumneavoastră, jurnaliștii, care sunteți vocea care duce mai departe informația, munca noastră nu este atât de prețioasă, așa că noi vă mulțumim foarte mult că ați venit la această discuție ca să duceți mai departe mesajul umanitar și mesajul pe care Agenția ONU pentru Refugiați o să vi-l, nu doar azi, o să vi-l prezinte. So if it's okay for everyone, I start the presentation. And if you don't mind, I stand up, so it's more mobile. So, 24th of February, the war started, and we had thousands of refugees coming from Palanca, Otaci, from all the borders with Ukraine. Pe data de 24 februarie, când a început războiul în Ucraina, mii și mii de oameni au venit din Ucraina, Republica Moldova, prin diferite puncte de trecere. Up to now we have more than 500,000 of refugees that crossed the border and passed through Moldova. Până acum avem mai mult de 500,000 de refugiați care au trecut hotarul Republicii Moldova din Ucraina. Many of them moved on to Romania or to other countries. So they came to Palanca, to Otaci, and by their own car, by buses, by train, they went in another country. But at the moment, we have 82,000 refugees that are staying in Moldova and choose to stay in Moldova. Avem refugiați care au trecut hotarul prin Palanca, prin Otaci și au ajuns în Republica Moldova. După cum știți, mulți dintre ei pleacă din Republica Moldova în țări precum România, de exemplu, dar în prezent 82,000 de refugiați se află pe teritoriul Republicii Moldova. What did we do as UNHCR? We were not present in the country before 24. We had only one colleague that was doing the liaison with the government. Ce face Agenția ONU pentru Refugiați în Republica Moldova? După cum știți, până pe 24 februarie nu am avut un oficiu în Republica Moldova, am avut doar o persoană care comunica cu guvernul și reprezenta agenția în Moldova. So what we did as soon as we arrived in the country on 24 February, we set together with the government a system to manage the
emergency in order to support the government to address the needs of refugees in all the various sectors. And what you see now is it's a scheme of our interagency cooperation. What it means that together with the Prime Minister's Office, with the Joint Crisis Management Center, we established this sector coordination: health, education, supply, livelihood, accommodation, all the various sectors. What we did, we put in place what is called the Refugees Coordination Forum. It's a system that UNHCR uses in every emergency to help the government that face many challenges to manage the various sectors. And how we do it? We have this coordination with the government, but also with the UN agencies and with all the humanitarian organizations. When there is an emergency, many organizations arrive, international, also national organizations wants to help. But it's important that all this help is channeled, is used, is coordinated in order to optimize it and give the best to the society and to the government and to the refugees themselves. Agenția ONU pentru refugiați este în Republica Moldova ca să ajute guvernul în gestionarea crizei refugiaților. Aici aveți o schemă a cooperării intersectoriale, cum guvernul, Agenția ONU pentru refugiați, coordonează. Aceasta are forma unui forum de coordonare împreună cu Centrul Unic de Gestionare a Crizei. După cum vedeți, sunt diverse sectoare de protecție, logistică, sănătate, mâncare, educație, incluziune, acomodare și Agenția ONU pentru Refugiați în Republica Moldova, după ce a venit, vă dați bine seama că au venit și mai multe ONG-uri și instituții internaționale care lucrează acum în Republica Moldova și era foarte important ca să facem această schemă și să vedem cum putem noi lucra împreună ca să coordonăm lucrurile și să lucrăm eficient pentru a ajuta Guvernul Republicii Moldova. Top. For example, to give you an idea, the protection, considering the profile of refugees that are 45% children and the rest women, they needed immediate safety at the border when they arrived. Many of them, they were without any contact, without a place to go. So the protection group is all the people, all the organization, together with the Ministry of Interior, with the Ministry of Labor and Social Protection, Border Police, that are active every day to provide this protection that is not only legal, but also support on psychosocial support. You see, UN, we use many acronyms, don't be scared. Like CP is child protection. These are all the in this sector, and GBV is gender-based violence. It means that there are experts helping refugees in specific group, like unaccompanied children, identify trauma in women and children, identify the women and the men, but mainly women, because the refugees are coming from Ukraine, mainly women, that could have been survivor of violence. So how do we help them? How do we give them expert support to help them to reduce this trauma and overcome it? Profilul refugiaților care ajung în Republica Moldova, deci peste 45% dintre aceștia sunt copii și respectiv cealaltă parte sunt femei. După cum vă dați bine seama, cei mai mulți dintre ei nu au un loc unde să plece, de aceea sectorul de protecție, prima parte, este foarte important. După cum vedeți, noi utilizăm foarte multe acronime, nu vă speriați de ele, dar noi le utilizăm ca să fie mai rapid. De exemplu, CP înseamnă protecția copilului, GBV înseamnă violență în bază de gen și noi intensificăm activitatea noastră cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru a ajuta atât femeile cât și copiii în sectorul de protecție ca să le oferim un loc sigur și de asemenea noi identificăm copiii care ajung în Republica Moldova fără însoțitor, deci ei sunt singuri și noi avem un mecanism ca ei să ajungă în siguranță la rude sau la autorități și de asemenea noi punem accent ca să ajutăm și femeile și copiii care au supraviețuit violenței, deci care au fost afectați de violență, ca să le oferim suportul emoțional și psihologic pentru a-i ajuta. Another example, for example, is the health and nutrition. The sector is led by the Ministry of Health of Moldova
together with the World Health Organization to support hospital, to support the treatment of sick refugees, but also to boost the capacity of the national Moldovan health system. Un alt sector este sănătate și nutriție. Acest sector, lider în acest sector este Ministerul Sănătății și Organizația Mondială a Sănătății și aici sunt întreprinse acțiunile ca persoanele care vin în Republica Moldova să aibă parte de tot ce au necesar pentru a-și menține starea de bine a sănătății. There are a lot more to say, but I keep it like that, not overload you with information. If you want more details, I can give you more later. Eu încerc să vorbesc mai pe scurt, pentru că noi avem foarte mult de explicat la fiecare sector, dacă să nu venim cu supra-informare și dacă aveți întrebări pe parcurs, noi o să venim cu detalii, dar eu încerc să fiu cât mai succintă ca să înțelegeți în general ce înseamnă Agenția ONU pentru Refugiați. Then, what we did when we arrived, we built a team. First, we were all international from the emergency, but then we start to recruit also Moldovan colleagues. And then we set up an emergency warehouse to get the stock of emergency blanket, lamps, stoves, little tents, refugee housing unit, all the emergency items. We, together with the Minister of Labor and Social Affairs, we are managing two warehouses where all this stock of emergency is kept. And then, of course, we identified all partners we work with. We don't work alone. There are international NGOs that arrived, national NGOs. We also took them under our umbrella and we work every day with them. Ce a făcut Agenția ONU pentru Refugiați de când a venit în Republica Moldova? În primul rând a fost important ca să creăm o echipă, pentru că, după cum țineți minte, Francesca a fost, face parte din echipa de staful internațional, deci a fost sunată și în 72 de ore a venit în Republica Moldova. Prima echipă care a venit, la fel ca și ea, au fost sunați. Pe parcurs au fost angajate persoane din Republica Moldova care să lucreze pentru Agenția ONU pentru Refugiați. Agenția ONU pentru Refugiați are două depozite în Republica Moldova cu tot ce este necesar, deci pături, saci de dormit, lămpi, toate lucrurile care sunt necesare pentru o persoană care fuge din calea războiului și pentru că nu putem să lucrăm de unii singuri, noi avem parteneriate cu ONG-urile naționale și internaționale. This was, for example, the first airlift cargo that arrived on 28 of February in Moldova. De exemplu, în această fotografie vedem primul ajutor umanitar care a venit pe calea aeriană în Republica Moldova. Then we together with the Moldovan network that was amazing in terms of volunteers, people that get together to help refugees, we started the refugee green line activities. All the website, the green line, the phone line where refugees every day can call and seek for help and support. And this was done also through also Moldova for Peace and the network of helpline set up by the government. Răspunsul comunității naționale la criza refugiaților din Republica Moldova este, a fost și este unul nemaipomenit, deci persoanele sunt gata să ajute. Agenția ONU pentru Refugiați, în primul rând, a stabilit un site web, este site-ul Help Moldova. Pe acest website puteți găsi toată informația necesară atât pentru refugiați cât și pentru jurnaliști și pentru comunitatea națională. De asemenea, avem o linie verde la care poate să sune persoanele care au nevoie de informație, 0800 811, și împreună, de asemenea, cu ministerul, cu ministerele, cu guvernul și cu Moldova pentru Pace, lucrăm împreună ca să ajutăm refugiații. So this green light was set up from the government emergency response at the beginning, so we entered to support them and also to reduce the pressure that the high call from refugees was given to the government. Linia verde a fost deschisă inițial de Guvernul Republicii Moldova, după care Agenția ONU pentru Refugiați a preluat gestionarea acestei linii verzi pentru a micșora presiunea guvernului în această criză și noi îi ajutăm pentru a gestiona această linie verde. And then
One element, as I mentioned before, 500,000 refugees arrive in Moldova, 82,000 are staying. It means the majority moved away from, moved onward. We are helping every day this movement by bus, by train, it was at the beginning, and now also by plane inside the Solidarity Platform from EU. După cum am vorbit și la început, Republica Moldova, în Republica Moldova din Ucraina au venit peste 500.000 de ucraineni, dar au rămas doar 82.000. După cum putem să înțelegem logic, cei mai mulți dintre ei pleacă și noi îi ajutăm să ajungă în țările europene datorită platformei de solidaritate a Uniunii Europene. Cei mai mulți ajung în România cu autobuzul, cu trenul și noi îi ajutăm ca să ajungă într-un loc sigur. And there are buses in Palanca, buses in Otaci that are waiting for refugees to come and transport them where they need, or in Chișinău or in Romania principally. And these are safe transfer because being the majority women, there is a high risk of trafficking, high risk of people that offer their transport and put in danger the life and the protection of women. Deci Agenția ONU pentru Refugiați împreună cu partenerii pune la dispoziție refugiaților la punctele de trecere, de exemplu în Otaci, în Palanca, autobuze cu ajutorul cărora refugiații să ajungă într-un loc sigur în Chișinău sau în țările Uniunii Europene, pentru că cei mai mulți refugiați sunt femei și copii, riscul de trafic acestor persoane este unul sporit, de aceea noi ajutăm împreună cu partenerii ca să aibă acest drum într-un mod sigur să ajungă într-un loc sigur. And the air transport was also something that really very new, but we also help the refugees coming to Chișinău to be accommodated in the refugees accommodation center. At the beginning of emergency there were 103 centers offered by the government, Moldespo probably you know, but there were many others not only in Chișinău all around the country. So we help also this transfer by bus to be accommodated in this center, and we also support the arrangement of this center. For example, Moldespo was not an accommodation center, so we help to make it possible, to make the bed, to make the sanitation, the shower, the washing machine, to make the center functional to receive refugees. Transportul pe calea aeriană a fost o noutate, ceva nou pentru Republica Moldova, pentru a transporta refugiați într-un loc sigur. De la începutul crizei refugiaților în Republica Moldova au existat 1003 centre de acomodare pentru refugiați. Unul dintre cel mai mare este Moldexpo, după cum știți și dumneavoastră. Însă Agenția ONU pentru Refugiați a ajutat Guvernul Republicii Moldova ca în aceste centre de acomodare să se cazeze refugiații și să aibă tot ce este necesar. De exemplu, băi, mașini de spălat, un loc unde poate să-și facă mâncare. Deci noi ajutăm ca aceste centre să existe și în ele să fie tot ce este necesar pentru ca persoanele să poată acolo trăi. And the airlift also was something that we initiated. This is very special. It was done only for Moldova to help Moldova to decrease the pressure because in April we reached almost 110,000 refugees that were here in Moldova, and proportionally to the population of Moldova, this is the highest number of refugees that all the neighboring countries, is the highest, more than Poland, more than all the other countries that are receiving refugees. So the European Union wanted to help Moldova to reduce this pressure and offer spaces for refugees in the European Union, and we started this EU transfer with the Solidarity Platform. După cum am menționat, transportul pe cale aeriană a fost o noutate pentru Republica Moldova și este foarte important că acest transport aerian ajută Republica Moldova ca să scadă presiunea, pentru că în comparație cu țările vecine Ucrainei, Republica Moldova a ajuns un număr foarte mare de refugiați în comparație cu numărul persoanelor care locuiesc în Republica Moldova și datorită platformei de solidaritate a Uniunii Europene, deci Uniunea Europeană este gata să primească cât mai mulți refugiați care ajung în Republica Moldova pentru a le oferi un loc sigur.
And we transported also pets, cats and dogs. And this was also very important because at the beginning the embassies didn't want, but the refugees say, if no cats, no dogs, no travel. So we managed to allow all of them and to help them also in the preparation of the animals for transport. So this is the sorry. A fost foarte important ca să ajutăm refugiații ca să ajungă cu câinii și pisicile în locurile sigure unii și au dorit să ajungă pentru că era foarte complicat. După cum ați văzut și dumneavoastră, foarte mulți refugiați și-au luat animale de companie cu ei când au ajuns în Republica Moldova. So this is the protection and the needs of refugees or for moving from Moldova or being in Moldova is really our core. So in the movement, in the stay here, in the legal support, also considering that at the moment we have 3,000 refugees staying in the accommodation center, but all the rest are hosted by Moldovan family and they are renting also their own place. So they are outside. And for us it's also very important to reach them, to be in contact with them, to see how we can help every day. Deci vorbeam despre animale de companie, deci este foarte important ca să ajutăm refugiații pe toate detaliile și pe toate sectoarele ca ei să simtă protejați și în siguranță. Acum în Republica Moldova se află circa 3.000 de refugiați în centrele de acomodare, dar pentru noi este foarte important ca să monitorizăm și să fim în contact permanent și cu refugiații care sunt găzduiți de familiile gazdă de Republica Moldova și în contact cu cei care închiriază apartamente. Deci ca să putem partea de protecție să fie una, ca să vedem noi dacă acești refugiați sunt protejați și sunt într-un loc sigur. And another important project that we have is the support with financial help. On the 25th of March, together with the Ministry of Labor and Social Protection, Minister Spatari, we launched the cash based. What is the cash? We give 2,200 Moldovan lei to each refugee every month, practically with a bank card through the MAIB bank. We provide this amount, we call them for registration, they can use the website to enroll or directly to come to one of the 7 enrollment centers all around the country. They can enroll themselves, and for example, if I'm a refugee woman with 3 kids and a grandmother, I receive one card, and this one card I will get practically 5 times 2,200 lei. How much is it? 11,000 lei, I guess. 11,000. 2,200 lei for each refugee. So even if you have a newborn baby of 1 month, it's counted as one refugees and he gets 2,200. What is used this? Is used for basic needs. They can choose which are their priority. They can buy food, they can buy medicine. I remember one of the boy in Moldespo, he got the car, the mom, and say, oh, well, now I can go to judo. Because in Odessa he was doing judo and he interrupted this activity that he loved. So it's not only for essential needs. It's what is essential? Everyone has his own essential. Every one of us has his own essential. Can you imagine if we put ourselves in the skin of a refugee, what we will do with this money? So it's also giving dignity of choice, not to give the food package, the medicine in their hands, but to give them the choice to choose what is essential and what they need. They can also support the utilities of the house where I hosted or buy food for the Moldovan family. So it's really a freedom of choice, and this is at least for the next 6 months. This card can be used only in Moldova. So you can go to withdraw at the ATM or you can buy at the supermarket like a credit card. And this money goes directly to the economy of Moldova. So it's also important not only to protect the refugees, but also to boost the economy of the country.
Începând cu data de 25 martie, împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și împreună cu Ministrul Spătari, am început acest ajutor financiar pentru refugiații care ajung în Republica Moldova. Ce este de fapt acest ajutor financiar? Aceasta înseamnă 2200 de lei pe lună, care vin pe un card bancar preplătit pentru fiecare membru al familiei. Aceste carduri sunt de la MAIP și persoanele care vor să beneficieze de asistența financiară accesează site-ul nostru pentru a se preînregistra. De exemplu, dacă este o femeie cu 3 copii și o bunică, deci 2200 de lei, le mulțim la numărul persoanelor, chiar dacă femeia are și un bebeluș de o lună, deci el tot beneficiază de acest suport financiar. Ce înseamnă, de fapt, acest suport financiar oferit de Agenția ONU pentru Refugiați? Înseamnă demnitate, pentru că persoanele pot să-și cumpere ceea ce au ei nevoie și nu e vorba doar de boxele cu alimente care sunt oferite pentru refugiați. De exemplu, eu am auzit o istorie la Moldexpo când un băiețel spunea mamei, după ce a primit acest ajutor financiar, că sunt atât de bucuros că pot să merg la niște lecții de judo, pentru că el în Odessa făcea judo profesionist. Deci asistența financiară nu este doar despre ceea ce putem noi oferi, mâncare, haine, pături, dar este despre demnitatea omului, pentru că el poate să aleagă ceea ce este cel mai important pentru el. Persoanele pot de asemenea achita serviciile comunale cu acești bani, dacă ei sunt găzduiți de o familie din Republica Moldova. Deci acest ajutor financiar este despre libertatea deciziilor și important fapt că acești bani pot fi cheltuiți doar în Republica Moldova, ei pot fi scoși la ATM-urile din Republica Moldova sau cardurile pot fi utilizate pentru a plăti în marketurile din Republica Moldova și acești bani ajută economia din Republica Moldova să crească. Then also we need to be ready in case of any other emergencies coming. Like now the situation is stable, but in case we hope that peace will prevail and then will be not a worsening, but in case that this will happen, we need to be ready also to receive more refugees. And in this preparedness, we have the warehouse that I was mentioning before. We stock with all the emergency items like tents, emergency housing, and all the elements for emergency preparedness with the government. In case that a high number of refugees will come again, we will be ready to help the government in responding. Acum situația este stabilă, dar trebuie să fim pregătiți. Noi toți credem și dorim să fie pace, dar în cazul în care fluxul de refugiați se va mări, trebuie să fim pregătiți și, după cum am menționat, Agenția ONU pentru Refugiați are în Republica Moldova două locuri unde ține mai multe lucruri, cum ar fi corturi, lămpi, foarte multe lucruri care sunt necesare atunci când fugi din calea războiului. And that's all also, my last point is that the 82,000, 83, 81 can vary every day, but we have a number of refugees now that are staying in Moldova. And they feel extremely welcome here, they feel that they are safe. How, as UNHCR, we can help them to stay here, but how we can also help the government of Moldova, the society of Moldova, in order to keep the solidarity that has been really outstanding since the beginning of the war. În Republica Moldova sunt 82.000 de refugiați care se află în Republica Moldova acum, deci numărul poate crește și descrește în funcție de fluxul de refugiați care vin din țara vecină. Refugiații care ajung în Moldova se simt bineveniți aici, se simt într-un loc sigur, dar cum Agenția ONU pentru Refugiați poate ajuta guvernul și comunitatea locală ca acest simț de faptul că ei sunt bineveniți să fie pe parcursul unui timp îndelungat? So together with the other UN agencies like UNICEF, WHO, UNFPA, we are seeing the support of the Ministry of Health, how to help the hospitals,
how to help the schools, how to help housing solution for refugees, and how to help also employment of refugees, but also Moldovan. How to also attract investment of the international community to come here in Moldova and support the country, not only to support the refugees, but also to support Moldovan. Este foarte important ca, ca noi lucrăm împreună cu agențiile ONU, cum ar fi UNICEF, WHO, UNFPA, World Food Program, Agenția de Alimente, cu ministerele, ca să găsim soluții când este vorba de școli, când este vorba ca refugiații să se angajeze și să-și găsească un loc unde să muncească. Și pentru noi acum este foarte important ca să atragem noi investiții în Republica Moldova, ca să ajutăm comunitatea locală și Guvernul Republicii Moldova ca economia să nu aibă de pătimit. So, it's very important to work together on the inclusion of refugees, because refugees, they need help, but they are also people with resources. They are background, professional background, they have their own energy and they can contribute to the development of the country that hosts them. Este foarte important ca să punem accent pe incluziunea refugiaților. Da, ei au nevoie de ajutor, dar în același timp ei sunt profesioniști, ei vin cu un background foarte bogat și ei sunt o plusvaloare pentru Republica Moldova și este foarte important ca să lucrăm în direcția de a le oferi această incluziune în comunitatea locală. So, that's all. I mean, thank you for your listening, for your patience, and I'm really very open to open our discussion and to share with you. Deci aceasta a fost prezentarea. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și acum începem o discuție non-formală cu întrebările pe care le aveți. Mulțumesc. Thank you. Mersi foarte mult, doamna Francesca. Eu am să întorc înapoi doar ca să avem imagine de fundal. Aici a luat parte finalul prezentării. Mersi foarte mult pentru efortul în HCR, pentru rezultatele care sunt. Irina, eu am să rog să traduci paralel, fiindcă we have just two microphones. Acum eu am să deschid panelul de întrebări. Eu am să merg la dumneavoastră cu microfonul în care în cază aveți întrebări. Între timp, doamna Francesca o să răspundă, iar Irina kindly o să traduc alături. So you share the microphone, I'll give the microphone. In the, in the. Da, vă rugăm, cine are întrebări? Da. Bună ziua, Ana de la Infomarket. Spuneți vă rog frumos, câte persoane acum lucrează la ONU Moldova, din Moldova și câți din exterior? At the beginning, we had mainly, as I mentioned, all international staff for the emergency team, and we did very quickly the recruitment. And at the moment, we have 55-60% of national staff and 40% of international. Like in every emergency, at the beginning, you need to build a team for the emergency. So the March, February, March was very challenging to find immediately new colleagues that were part of the team. But step by step now we are increasing, and our aim is to have more national staff and decrease the international staff. De când a început această criză a refugiaților, era foarte important ca să construim echipa Agenției ONU pentru Refugiați în Republica Moldova. Acum avem circa 60% din angajați naționali, deci cum sunt și eu, de exemplu, din Republica Moldova, și circa 40% internaționali. Și este, pentru noi a fost foarte important ca să construim echipa și să avem o echipă, și scopul principal este ca să avem cât mai mulți angajați naționali. 80. Bună ziua! Deci am câteva întrebări. Ați spus mai devreme despre faptul că dumneavoastră faceți tot posibilul ca să protejați copiii în primul rând. Aș fi vrut să aflu câți copii fără de adulți însoțitori au ajuns în Republica Moldova din Ucraina
acum și unde sunt aceștia cazați în caz că, unde se află ei acum în caz că nu au rude sau apropiați care să aibă grijă de ei. Thank you very much, and it's a very important question because as I mentioned, 45% of children from Ukraine and refugees, and the majority came with mothers, with the auntie, with sister, with someone. So were maybe separated, but not totally unaccompanied. But we have also unaccompanied children, and particularly the one that the parents sent in Moldova to be safe, and they remain to fight in Ukraine. După cum am menționat, 45% dintre refugiații care vin în Republica Moldova sunt copii. Majoritatea trec hotarul împreună cu unele rude, de exemplu cu surori, frați, mătuși, unchi, bunici. Însă copiii care trec hotarul singuri au fost trimiși de către părinți să treacă hotarul pentru că părinții au rămas să lupte în Ucraina. And as a project and support for them, we have foster families monitoring. Practically, there are some families that they were known by the parents. Like, for example, I send my children to a friend that is in Moldova that decided to keep safe the children. So these are the foster families that were already arranged by the family. Otherwise, we have also foster family network of people that offer their support to welcome children. And what is important is to use this solidarity, but also to monitor. So to have, we have AveCopy, that is a national NGO that is working with children. They go to monitor in these houses to have the contact, to have the insurance that children are safe, if they need school material, if they need clothes, if they need medical follow-up, we intervene. So it's important to have the foster families and to have also a system that identifies when a child is unaccompanied and to give immediately a house and a safe space. În alte cazuri, familiile trimit copiii ca să traverseze singuri hotarii și trimit la un prieten de-al unui prieten care locuiește în Republica Moldova și ei spun acest lucru la hotar și acești copii sunt însoțiți. Este important să apreciem solidaritatea acestor familii mai mult sau mai puțin apropiate de ucrainieni care ajung să țină acești copii, însă în Republica Moldova noi colaborăm cu un ONG care monitorizează acești copii și sunt monitorizați, deci ei nu sunt departe de agenție. Agenția monitorizează ce se întâmplă zi de zi cu acești copii și le oferă, în caz de necesitate, rechizite școlare, haine, cărți, tot ce au ei nevoie. Ok, următoarea întrebare ar fi, aveți vreun, nu știu, program prin care preveniți traficul de ființe umane în acest caz, pentru că dăm seama că nu toate procesele pot fi controlate, mai ales la început de război, absolut nimic nu putea fi controlat 100%. This is a big challenging and the risk of trafficking is very high since the beginning, considering that also the profile is women and children, so it's a very vulnerable group. It's very challenging to cover all and to ensure that nobody is a victim. So what we can do, we can really, what we have done, put in place, first of all, information and very, very discreet way to reach the possible victims through mobile phone, to QR code, to posters, to leaflet. For example, what we did at the beginning is to put the leaflets in all the food distribution, in all the package we put inside an emergency call, all the information if you are a victim of trafficking, if you have been feeling that you are at risk in a family, in a transit, contact this number, call us. And we had many calls,
But it's a very challenging because trafficking, unfortunately, is very hidden and it's very difficult to identify it immediately. So this is the information is the crucial part that we did. Eu am înțeles. Întrebarea mea următoare ar fi dacă au avut deja apeluri. Au fost deja cazuri semnalate, cineva să spună că a fost răpit sau chestii? Of course, this line is 24 hours on, and we have people in this stage, at the beginning of the emergency, for us it's not important to count the numbers, is not important, but important is to put up the system. Then we need to continue to monitor to see how, but it's very difficult upon arrival, particularly if there is a victim of trauma, violence, to open up. So you need to give also the space and the information in order that as soon as they feel and as soon as they can call. But yes, this phone call, this line is open 24 hours. And we have also, we do together with IOM and with the other organization, the network of support for women. In case that someone is at risk, safe shelter, a space to go where you can be safe and nobody, where is security and nobody can approach you. Sigur că mai multe persoane au sunat ca și să prevină sau să raporteze că sunt victime sau posibile victime ale traficului. Noi avem o linie verde unde persoanele pot suna și spune. Deci acum noi nu vă spunem concret numărul, dar important este că Agenția ONU pentru Refugiați depune efort ca persoanele să fie într-un loc sigur pe parcursul lor, când ajung la hotar, când traversează hotarul Republicii Moldova, când sunt în centrele de acomodare. Deci este o linie verde unde persoanele sună în caz că suspectă că ar putea fi victime sau au anumite traume psihologice din cauza unor evenimente anterioare sau a războiului. Hello, I'm Misha from locals.md. We had the experience of hosting refugee family back in spring. My question was if you are working somehow on syncing the educational programs for children, because what our program with the Ukrainian, it's a bit different, and sometimes they struggle with different kind of content. And at the same time, the Ukrainian program is continuing since they had the experience of doing distance education during the COVID. So that is going as well. And actually, the two children that were in the family that we hosted opted out of going to a Moldovan school after several weeks because it was completely different. And they at the same time had to do the online lessons because they are still lacking the credits if they're going to a school here. Thank you for this question, because education is essential, considering that we have more than 40,000 refugees, children. Many children, consider there are 40,000, we have 6,000 refugee children enrolled in school. So very little. Why? Because as you mentioned, many refugee kids prefer to continue online with Ukraine, because they were with COVID already used to be tele study, and also because like that they will not lose the academic year. Like you said, the credit is very important. So speaking with the mothers, I believe that this moment is very crucial, because September is the new academic year. What they will decide is a very crucial moment now for children, for families to decide what to do, enroll in Moldovan schools or continue online. There are, for example, in the refugee center, we put desk, we put the Wi-Fi to continue online, but of course it's not the same because the quality. One day, for example, a kid was in Moldespo doing the online courses. The teacher was in Germany. And the other children connected were scattered in Moldova, some in Ukraine still with the siren of the alert. So it's very challenging, this online study.
And also for children to give them in somehow the routine, the contact with other children in the local community. So we are discussing with the UNICEF and Minister of Education to promote enrollment here to see how we can increase the number of children in school. For primary school is easier because the children are fastest learner and the program is easier. The challenge is high school. And we have many adolescents that have started the high school in Ukraine, and it, in terms of language, in terms of quality of level and difficulties of the learning, for high school it is much more complex. But this is something that we need to address. I cannot say that we already find a solution. This is something that we still have to improve and support. Also because there are not many teachers. There is we need to support also the education system in Moldova to increase the number of teachers and the number of cultural mediators that can cover the linguistic gap and the cultural gap, the trauma of children in the school. So it is a very important sector where we need to do every day more and more. But thank you. Până acum, circa 6.000 de copii au învățat în Republica Moldova, dintre refugiați, au învățat pentru că acum suntem în vacanță. Mulți copii însă aleg să studieze și să-și continue studiile online și aceasta este foarte complicat pe de o parte, pentru că atunci când ei au ore online, ei aud sirene, aud panică din când este vorba de profesori din Ucraina și aceasta este, nu este deloc ușor. Suntem nu atât de departe de noul an academic în septembrie 2022 și este foarte important ca să informăm și să încurajăm familiile și copiii ca să meargă să învețe în școlile din Republica Moldova. Este mai puțin complicat pentru copiii care sunt în clasele primare, însă mai complicat pentru cei care urmează să treacă treapta liceală sau chiar să absolvească treapta liceală. Și pentru aceasta, Agenția ONU pentru Refugiați, împreună cu Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, agențiile încearcă să găsească o soluție. Până acum încă nu am găsit cea mai bună soluție cum să facem ca toți copiii să se simtă bine și să aibă siguranță și confortul necesar. De exemplu, în centrele de acomodare noi avem rețea Wi-Fi gratuită, de asemenea avem facilități tehnică de calcul pentru copii ca să învețe și online și ca să fie înscriși și în școli, însă totuși noi trebuie să găsim o soluție și să creștem și numărul de profesori care ar putea să predea acestor copii, de asemenea numărul de mediatori care ar putea să le explice copiilor în limba lor maternă cum să învețe mai ușor și cum să le fie și lor mai ușor. Trebuie să lucrăm pe toate aceste sectoare împreună cu autoritățile ca să găsim o soluție mai bună, pentru că următorul an școlar este foarte aproape. Nu? Eu am... Da, o secundă. Eu am o ultimă întrebare, dacă se poate. Fiindcă... Ați spus că oficial NCR în Moldova a început cu o singură persoană și acum sunt peste 80 planurile sunt multe. Ar fi interesant care sunt planurile, pe cât timp se planifică NCR să fie în Moldova, la un nivel de reprezentanță permanentă, cel puțin din perspectivele care sunt acum. We stay till the needs are there. And with a country with more than 82,000 refugees and with a lot of needs, we are here and we are committed to stay till... that. You know, when UNHCR was created in 1951, after the Second World War, our mandate was supposed to be 4 years, till the refugees from the world second the world the second world war was over.
till no refugees were there. So we had the aim to last 4 years. And yeah, in 2022 we are still here. Mersi foarte mult. Agenția ONU pentru refugiați a fost creată în anul 1951 după cel de-al doilea război mondial și planul era ca Agenția ONU pentru refugiați să existe doar 4 ani până se va termina această criză a refugiaților, însă noi acum suntem în anul 2022 și Agenția ONU pentru refugiați are reprezentanță în Republica Moldova. Noi o să fim în Republica Moldova atâta timp cât vor fi refugiați și Guvernul Republicii Moldova va avea nevoie de ajutorul nostru pe plan local ca să ajutăm și guvernul și refugiații care sunt pe teritoriul Republicii Moldova. Thank you so much. Mersi. Astea fiind spuse, dragi reprezentanți, mersi foarte mult că ați venit. Cum mai sunteți? Rămâneți. Mergem la, nu știu, cine vrea la o cafea, colegii care vor să iau un interviu. Yes. Sorry, can I ask, before we close, can I ask a question to you? Yes. How do you see UNHCR here in the country in terms of a journalist perspective, presence in the press, and how as UNHCR we can do better, we can do more? Am și o întrebare pentru dumneavoastră, dragi jurnaliști. Cum dumneavoastră vedeți activitatea Agenției ONU pentru refugiați în Republica Moldova? Cum putem noi să cooperăm mai bine cu mass media și care sunt așteptările dumneavoastră? Deci cum vedeți dumneavoastră colaborarea dintre noi și jurnaliști în termeni de informare? Da. Mersi. Yes. Я на русском, вы переведете, чтобы я... Окей. Мне кажется, что, может быть, каждый про свое. Сделать небольшие гранты для изданий, потому что мы могли бы... У каждого издания есть свой tone of voice. Да? И если бы в рамках, я не знаю, через какие агентства и как это функционирует, была возможность финансировать и маленькие издания, и региональные издания, давать им возможность сделать свои редакторские материалы, своим голосом разговаривать со своими читателями. Это не должны быть какие-то большие масштабные, не знаю, проекты, реализованные через что-то, но кол какой-то для независимых журналистов, может быть, даже фриланс-журналистов, которые знают, где разместить, может быть, даже инстаграм-инфлюенсеров. Напишите свои идеи, у нас есть какой-то небольшой бюджет, и мы определим, с кем конкретно, я не знаю, это даже на уровне... как я сказала, на уровне решения на низком уровне. То есть если у вас есть пиар и маркетинг бюджета, дать возможность маленьким региональным или локальным изданиям рассказать свои истории про беженцев не через рекламное агентство, простят меня все рекламные агентства. Вот. То есть вот такой момент, чтобы мы могли своим голосом поговорить со своими читателями и рассказать свои истории. И спасибо вам за работу. Я читала ваши, которые были размещены на сайтах. То есть, как бы, we appreciate what you did before that. Okay. Thank you for your work. Okay. It's visible for us. Thank you. Dar un moment. Dragi jurnaliști, noi vă invităm să urmăriți pagina de Facebook UNHCR Crate-mă Moldova. Deci noi acolo publicăm istorii, cifre și vă rugăm să dați un follow și o să vedeți de fiecare dată când noi publicăm ceva. Nu neapărat de fiecare dată transmitem informații pe mail, dar dacă o să vă abonați și la social media, adică o să aveți mai multe informații. Și la fel, UNHCR Moldova ne găsiți și pe Instagram. Instagram, Twitter. Follow Francesca on Twitter. If you like, and if